never got it. Why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can afford. This is goodbye, bye, bye. LA made you crazy, crazy, yeah, yeah. I see your stories and I can't believe all the people you meet. Think you belong with everybody else, but you belong with me. And there's nothing I can do, cause you don't see straight when it comes. Make you feel something, or maybe you can't feel anything. She's not gonna give you everything. Legato. Niggas get chipped like staccato. Send a wave through the hood, now it sounded like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to dash shells before it landed on tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming, it be skimming. When the birth of a nation came from black niggas seeming. We all know it's black nigga genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on, my nigga. You talking way too much conscious shit. Nobody wanna hear that shit. Nigga, speak about some hoes or some money or shit. Nigga, I don't want to hear that shit. Nigga, I'm not saying don't rap how you rap, my nigga, but make some shit we can vibe to. Sounded like a real nigga anthem. Charlie saw my wallet, now she think a nigga answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on a bitch. Let the bitch use my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, tell them other niggas I'm the nigga. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt, nigga. I'm 100 steps ahead. That's a lot of mouth, nigga. That's a lot of clout, nigga. What you all about, nigga? What your dollar amount, nigga? You a boy scout, nigga. I'm a big dog. Tell the truth, I don't get y'all. The shit sounding corny. Motherfucker, turn this shit off, bro. I can't rap how everybody else rap, bro. Everybody talking about hoes, cars, clothes, chains, and money. That shit corny as fuck, bro. Oh, God, I don't want to rap about that corny ass shit. NY to LA with it. NY to LA with it.
I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in a dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side, that's how we slide. This how we ride, yeah, this how we ride. Won't roll, no lead, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Won't go, on 3, 2, 1. A fly to you can't see me. Swish, yeah. Falling, from the first whistle we go all in. All in, and one, call it. Salut băieți, salut, stați, dau muzica, mai încet un pic. Stați așa un pic. Salutare tuturor, bună seara, un weekend plăcut, vă doresc. Ia să vedem cine s-a înscris la turneu. Salut X-Vali, salut Moțoale, salut Octavian Rusu, salut Matei, salut Fotbalstil, salut Teddy, salut Cătălin Boeriu, salut Mario. Salutare tuturor băieți, ce faceți? Respectele mele, respectele mele, chat. Se pare că s-au înscris ceva de data asta, s-au înscris destul de mulți. M-aud? 2-10 probă? M-aud, da? Ce face mă ăsta, mă? Bă, player pick! What? Bă, am deschis acum la ștou un player pick. Icon Hero, ia uitați cu ce începem. Bă, ce-a făcut mă ăsta, mă? Mersi frumos de subscribe, Alin. Bă, cum începe mă live-ul ăsta, mă? Cu Ginola? Ce-ai făcut mă, Dragoș, mă? Salut, Radunica. Salut, salut, fratelo. Ancon, nu mi-apare opțiunea. Ia să mă uit și eu la turneu. Nu cred că mai poți dacă sunt 16 deja, Mario. Data trecută te-ai înscris. Ia să vedem cât sunt. Ba nu mai e, mai. Nu mă, s-a terminat, mă. Nu mai poți. S-a terminat timpul, până la 9:30 puteai. Mario. Pe cine să luăm aici? Pe Violer sau pe Ginola? Ia, mai mișcă un pic, drago, să nu creadă lumea că e troll. Bă, ce ai făcut mă așa, mă, bravo. Băi, nu mai poți, Mario, că a expirat timpul, nu mai poți să te înscrii, nu mai, și nu mai poți să fac alt turneu acum, Mario. Ia să vedem. Stai să văd eu dacă pot eu să te bag manual. Add new player. Mario, hai că încerc să te bag manual. Zi numele, Mario, zi ID-ul tău și dau start. Uite ce i-a dat pe Ginola, mă, lui Dragoș, mă. Uite ce l-a dat pe Ginola, mă. Ia scrie ID-ul, Mario. O, cum e tricoul ăla de la Zil, frumos, coleg cu voi sunt. O, salut Sandu Adrian, salut Moțu Alex, aroganță acolo. Mario, Mario Bortiș 1-2-3. Ia să încerc să te adaug manual. Intru și la tine, Rădu, cu fă shareplay. Fă shareplay, hai până fac aici, până îl bag pe Mario și dăm... Stai să tragem la sorți un pic. Hai să încerc să-l bag pe Mario, add new player. Ia să vedem. A mers? Oho, și suntem exact 16. Ia să vă arăt și vouă. Stați așa un pic. Stați așa un pic, măi frumușeilor. Stragem la sorți, să vedem cine cu cine joacă. Între timp avem și un share play de la Radunica, Tigru Siberian. Deschidem și un pachet frumos. Hai să deschidem repede pachetul ăsta și după aia trag la sorți. Te-am înscris, Mario, gata, suntem 16. 16 suntem. Pe PlayStation 5 se joacă. Enjoy. Nu merge să joc. Hai un pic să tragem la sorți. Stai un pic să tragem la sorți și după intru. Stai așa. Să tragem la sorți ca să fie tras. Uh,
16 suntem. Autoseed. De câte ori apăsăm chat? Care scrie primul, de atâtea ori amestecăm. Pe ce joacă rapid? O să dau și eu pe meci. De... Uite, ați scris prea mult. De 3 ori, da? Prea mult 22. De 3 ori. 1, 2, 3. Generate bracket. Avem așa. Avem așa chat. Mario joacă cu Mataha la 23. Vlăduț joacă cu Real Madrid Becali, care e Marco. Sidanu joacă cu 2035. Flavius Ro joacă cu Constantinescu Emil. Moțu Alex joacă cu Casiluc. Cătă Cătălin joacă cu Sergiu Vioară. X-Billy de la Zil 22 joacă cu Radu Nica. A, ăsta e Vali, cred, mă, X-Billy, nu? Eddie Gaming 98 joacă cu Octavian. Ia zi-mă ceva acum, mă. Da. Deci aveți aici, uite, vă las și link-ul să-l vedeți. Vă pun aici în chat. Vă înțelegeți voi? Nu știu dacă e... Daniel, să mă ajuți un pic cu ID-urile, cu astea și cu scorurile, Daniel Gâgă. Și eu între timp, adică intru să deschid pachetele la Radu rapid și după care dăm start. Imediat, stați așa, să luăm pe rând, nu vă grăbiți că încă n-am dat start. E timp să vă găsiți, nu e grabă, nu... Cal. A intrat și Andra LM aici, Andruța. Cine? Vioară, Sergiu Vioară. Sergiule, ești aici? E un prieten de-a lui Raul Crișan. Fa stați? Hai că facem stați. Ha. Bă, dar ce naiba care? Ăsta, da. Hai să facem stați reveal rapid la acest pachet, după care dau drumul la... Da unde, fra? Nu-l văd. Nu-l văd. Andruțo, stai că-s multe comentarii aici, Andruțo. Ia să vedem ce a scris Andra. Stai să dau pe live chat. Păi da, mă, dar nu-l văd. A, de expo în pachet. A, da, mă, ce deștept ești. Nu, hai să facem stați reveal frumos. Hai să dau și eu un start bracket, să fie dat drumul. Marco, ești aici? Să-mi dai invite, Marco, după ce deschid pachetele astea, că joc cu tine. Bun. Hai să facem stats reveal la acest hero. Hai să pun și eu o poză aici.
Ce poză să pune? Asta. Nu, hai să vedem. Mai muncă, Vlad. Acum sunt weekend, Andra. Cum facem? Stânga spre dreapta, cum vreți. Uite așa. Opa, bă, e unul galben. Să aveți croson, da, croson cei de pe PC. Who, chat, who the fuck is that guy? Chat, ia auziți-l pe McGregor. Cine e? Yo. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. They're like, who the fuck is that guy? Bă, cine l-a din mijloc? No, damn well who I am. Who the fuck is that? Oh my god. Ah, mă, nimic, mă. Nu se poate. E slab picul, da, e slab. Va. Slăbuț. Da, am dat start. Radunica, erb, da, are puțin, bun. Nu e ea. Pe cine luăm, Radu? Pe cine ți-au? De fapt îți iei tu, bro, pe cine vrei. Am ieșit, frățior. Intru și eu în FIFA că mă pregătesc de meci. Am ieșit, Radu, ia-l tu. Că nu știam, am zis că puneți vă comentariu. V-ați găsit, băieți? Hai să facem o recapitulare, să vedem aici. Hai să facem o recapitulare. Deci, Mario cu Matahala. Vlădus Marco. Aici anul cu 2035 s-au găsit aici, anul 30, Sedan aici. Bun, deci Cristi tu e sedan și cine e 20.035 ăsta? Bun, da, puteți juca, dați drumul la meciuri. Constantinescu Emil se găsește cu Flavius, Moțu Ales cu Casiluc. Deci Glăvan Matei, e deci Matei e aici cu 2035 ăsta. Moțoale s-a găsit, Cătă Cătălin cu Sergiu Vioară s-au găsit. Cătă, te-ai găsit cu Sergiu Vioară, da? 2-1 la Creva, rapid, ce minu fotbastin. Aici e meci tare ăsta, deci Vali cu Radunica, e direct o finală aici. Au nimerit bine amândoi aici. Uh,
Constantinescu Emil se poate întâlni în finală cu... Emil Constantinescu e pe partea mea, X-Vali, deci poate să fie o finală între X-Vali și Constantinescu Emil. Poate să fie o finală din asta șmecheră rău. Fratelul Ultimate Team se joacă, Ultimate Team. Ultimate Team, da, clasic. Marco, ești aici? Dă-mi invite, Marco, să începem meciul și noi. E un singur match eliminatoriu. Fără tur, fără nimic pentru cei care n-au mai jucat până acum. Marco, ești aici, tati? Hai să dacă răspunde Marco, că dacă nu transmit match-ul dintre Radu Nica și X-Vali. Hai să dacă răspunde Marco. Știu, Matei, știu că ai mai fost în final acolo, știu. Te-a prins de multe ori, Jovinco. X-Vali sau Radu Nica, faceți în shareplay, că Marco nu-mi răspunde și o să trec mai departe. Nu răspunde, mă, drăgușorul ăsta. Starshare screen, bun. Hai să dăm match-ul dintre cei doi titani. Mai aștept 2 minute după Marco. Dacă nu vine Marco, Daniel Gâgă, trecem pe mine mai departe. Bă, ce-a făcut ăsta, mă? Bă, nu dai bani, mă, de ce ai dat bani? Din greșeală. Încearcă să dai de Marco, că nu mai aștept un pic. Ce-i aici, mă, 3-0, mă? Bă! Bă, Tigru Siberian are 3-0 cu X-Vali de la Zil 22. Na, mă, dar bă, n-am fost mă în jurătură că ei sunt prieteni, Daniel. S-a blocat aici, cel puțin la mine. Bă, s-a blocat și la voi? Minutul 29 de la 0 la 3, să rea meciul dacă. Serea de la 0-3. Minutul 29. Puneți minutul 29. Refaceți. Bine că e pe modul competitiv, că se poate reface. Dați minutul 29-0-3 pentru Radu, că se poate. Minutul 29-3-0 pentru Radu Nica.
Da, minutul 29 era. Pe competitive se mișcă, nu știu, la mine se mișcă pe competitive mult mai bine decât la normal. Da-ți pe Frankfurt, pune pe Frankfurt, că pe Frankfurt se mișcă bine pe server. Andrei, da, de Marco? Ce-am făcut să moară Franța? Nu răspunde. Daniel, trece mai departe. Bă, ce-a făcut Rapido? A luat bătaie Rapido, așa-i? Încă 2 minute, a luat bătaie rapidă. Mamă, și acasă de la Craiova. GG Sergio, cine a câștigat? Cătălin Poeriu vs Sergio. 5-0, cătă, bun. Daniel, trece mai departe pe Cătălin Poeriu. Oh. Și pe mine. Vali scrie parola aici, la să bage Radu. Mamă, ce meci o să fie, Cătălin cu... Mamă, ce meciuri sunt pe partea, frate. Mamă, Eddie Gaming, Octavian acolo joacă. Și fiți atenți că s-ar putea să joace Radu Nica cu Octavian, revanșa de data trecută. Mamă, mai țineți minte? Meciu, vai ce meci tare e ăla. Salut Adrian, a început turneul, nu se mai poate. Pe PlayStation 4 nu avem, doar pe New Gen. Nu se conectează. Nu putem cu PlayStation 4. Cătălin Joș cu câștigătorul dintre Moțu Alex și Casiluc. Da, pe competitiv juca, 100% Radu. Uite, a câștigat Teddy. Baf Teddy, bătaie de joc acest. Cred că a câștigat. Nu faci că vai ce moftică, nu am competitiv. Mamă, eu am competitiv. Dar trebuie să schimb contul. Nu știu, nu cunosc Adrian. Chiar nu cunosc, ca să zic. Ce că efectiv nu joci nimic și dai golul aiurea. Așa e jocul ăsta, bro, nu trebuie să vă certați. Că și eu câteodată am impresia că nu joc nimic și dau goluri aiurea. Trebuie să vă respectați, că o să vă mai întâlniți de multe ori. Bă, terminați mă cu astea, mă, Edi și Octavian, vă rog eu pentru mine. Ci că eu nu mai joc cu cine. N-ai, bro, ce face? Că asta e situația. Sunt pe Xbox, sunt pe PC. Bine că ne strângem. Că dacă eram doar pe PlayStation, jucam noi și preinși atât. Știu că e diferență, bro. Dar ce să facem? Uite, dacă ar fi după mine, aș juca numai cu, pe competitive mode. Dar suntem patru care avem. Ce fac? Jucăm patru inși?
Ce faci, Ioana? Lasă, bro, că mai vin turnee și îți revanșa la greu de luat. Uite, dădeai de Radu Nica meci următor și chiar vreau să văd și eu meciul. Cum să nu văd, Ioana? Văd un pic mai rar acum, dar văd. Bă, Marco ăsta, ce facem? A răspuns Marco. Treizeci de minute am târziat mânzul ăsta. Măduțule, a început la 9:30, deja suntem în runda a doua, măduțule, ce ai făcut? Intră pe Discord, bro, să știi că... Să știi că îmi facem, că uite, nu pot să-ți aper corona. Băi, chat, apăsați și voi un like acolo, ne ajută. Pe viitor ne ajută, mai văd oameni să mai înscriu, să fie mai mulți. E mult mai mișto turneul cu mai mulți oameni. Și că Ioana nu te supăra, dar sunt mulți care scriu, iar Vlad nu vede nici când sunt puține. Păi, corect. G3GK. Minutul 29:30, Radu Nica împotriva lui Xvali de la Zil 22. S-a întrerupt meciul la 3-0. Hai să vedem. Radu Nica joacă în verde, Vali joacă în echipamentul alb. Să vedem dacă reușește Vali să revină în meci. Kylian Mbappé intră în careu, Kylian Mbappé pierde mingea, recuperează acolo Vidi, João Cancelo pasează către Yaya Touré, Ronaldinho în bandă, pierde mingea. Vali prin Yaya Touré pasează către Fofana, din nou Yaya Touré. Pase acolo la mijlocul terenului, Mbappé către Ronaldinho. Ronaldinho intră în careu, pierde mingea Vali aici. Hai să vedem ce face Radu Nica. Toată lumea cu Yaya Touré acolo la mijloc. Îl vedem bandă pe Jairzinho, dar nu pasează încă și greșește acolo, pasa cu R9. Pele pe contraatac, ball roll acolo a lui Vali, vede foarte bine acolo pe Ronaldo Nazario, dar recuperează Vidic. Ce bine stă Vidic acolo în apărare. Jairzinho, criminalul de la Weekend League. 99% din comunitate l-are pe Jairzinho, 1% nu l-are. Eu mă aflu în acel 1%, ca să știți. De Bruyne, Turei aia. Virgil van Dijk către Nemanja Vidic. Kevin De Bruyne, borul acolo, da, recuperează Virgil van Dijk. Minutul 40, Nuno Mendes către Ronaldo Nazario, pleacă aici Kylian Mbappé nu mai poate fi oprit aici, ba da, ba nu. Aoleo, ce scapă, vai, ce scapă aici Răducu. Era un gol ăsta înainte de pauză, pica rău de tot pentru el. Rău de tot. Yaya Touré. Și se termină, este pauză. 3-0 pentru Radu Nica împotriva lui Xvali. Fraților, nu uitați, știu că este o competiție și aveți spiritul ăsta competitiv, dar vă rog eu mult să vă respectați, să nu vă atacați, că nu are rost. Adică ați văzut, e cu jucător loan,
puteți să testați jucătorii, aveți ocazia să jucați împotriva unor jucători foarte buni, nu e absolut niciun stres, nu e. Să mă fi... Eu zic, care în finala cu Raul mi-a venit să dau una zâla. Trece-l pe Constantinescu Emil mai departe. Minutul 46 aici. Ce s-a întâmplat între Matahala și Mario și între Matei și Sidanu acolo. Pele intră în care, Pele, ouăleu, pe roșu, putea să facă 4-0 aici Radunica, Jarzinio, un elastico acolo, Jarzinio îl vede bine pe Pele, ce combinații face Tigru Siberian, Ronaldinho către Kylian Mbappé, Fofana, îl vede bine pe Ronaldinho în bandă, pleacă aici Kylian Mbappé, dar este offside. Pele. Pele, pierde minge aici. Răducu. Cine se dă, nu știu, sunt în meci încă. Radu Nica dă cu ei de pământ, zice Radu. Că, Doamne, cum ți-a rămas minge. La pune chat-ul să vezi. Dar e pus. Dar sunt multe comentarii, mă, n-am cum să le fă pe toate. E pus, dar când așa-s multe, n-am cum. Uite, mâine încrapă inima la regionale, zice Andra. Mă ocup eu de break. Mersi, Daniel, chiar nu pot să le fac pe toate, fra. Vanderson, ăsta cine mai am o prima oară când îl văd? Fofana. Minutul 58, Radu Nica, președinte. Se joacă tur-retur? Nu, cine a zis? Tot așa, eliminatoriu. X-Vali! Revine în viață, minutul 69. 59! Aoleu, este timp suficient. Este timp și ce final dramatic o să avem aici. Leu Siberian. Salut, Petrișor, salut, fratelo. Ce faci, Leule? Ghepardule. X-Vali intră în care. X-Vali vede pe Kylian și este 3-2. Este 3-2. Tigru este în corzi. Tigru Siberian este în corzi. Minutul 63 și va dura o eternitate acest final de meci. Kylian Mbappé! Vali s-a năpustit în atac acolo. Pleacă aici, au Kyle Walker. S-a întrerupt meciul la 3-0 pentru Radu Nica de azi și s-a reluat din minutul 29. S-a pierdut conexiunea. Nu, e același meci, s-a reluat din minutul 29. Până acum câștigătorul serii este Dragos Frijan, care l-a prins pe Ginola. Radunica! 4-2 prin Ola Raian. Ronaldinho! Mamă, ce meci avem aici! Ce meci și cum și-a revenit Radu din corzi. Să vedem dacă mai reușește Vali încă o dată să revină în meci. Este minutul 69. Tigru este foarte agresiv. Vali pune acolo o pauză. Radu Nica președinte, zice chat-ul.
La 2-2 prelungiri, da. Jucați acolo, liniștiți. Prelungiri la 2-2, da. Sedan, sedan, jucați prelungiri acolo, sedan. După aia, câștigătorul dintre voi doi joacă cu Constantinescu Emil. Te țucă tata. Jucați liniștiți, frățiori. Enzo. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé întoarce către Fofana. Ce pas aici, Radunica, dacă scapă de faza asta, a dat penalti. Ba nu, fault în atac. Încă un pic dacă mai rezistă Radu și este meciul lui. Olarayan. Olarayan pierde mingea, Sergio Ramos recuperează. Vali trebuie să înscrie urgent. Ronaldinho. Către Fernandez aici, către Enzo Fernandez. Îl vede bine acolo pe Pele. Pele, intră în careu, Pele. Hai de mine ce meci. Ce bine se apără Tigru. Oh, ce pasă către Dinio. Gol. Gol. Și avem un final de infart. Un final de infart avem. Are atac cu Vali, minutul 80, 3-4 pentru Tigru. Ce recuperează Radu aici, ce noroc a avut, dar să nu ne grăbim încă. Radu atacă, nu vrea să, nu trage de, n-a tras deloc de timp, deloc, de atacat non-stop, ca un tigru. Vali, foarte calm la mijlocul terenului. Vali pasează către Kylian Mbappé. Kylian Mbappé îl vede pe Ronaldinho. Ronaldinho încearcă să pătrundă în careu. Oh, ce pasă greșit acolo. Pleacă Olarayan. Olarayan pierde mingea. Fai, putea să fie gata meciul dacă nu pierdea mingea acolo. Ronaldinho offside. Offside. Și șansă mare pentru Radu să termine acest meci victorios. Atacă în continuare. Atacă în continuare. Deci n-a tras o secundă, n-a tras de timp. Ce bine îl pune acolo pe Virgil van Dijk. Și în continuare atacă. În continuare atacă și mai dă un atac lui Vali. Îi mai dă un atac lui Vali. Ronaldinho, nu, arbitru nu fluieră finalul meciului. I-a mai dat un atac incredibil. Incredibil, nu se poate așa ceva. N-a fluierat finalul meciului, arbitru. Doamne, ce dramă. Fai, dacă dădea Radu în ea, acolo era meciul gata. Hai, nu pot să cred așa ceva. Salut, Dexter. Night, băi, trebuie să ții un pic de minge, răducule. Și acum, cum jucați? Ce faceți? Că nu puteți să dați prelungiri, nu? Ba da. Păi, ai zis să fii fair play, dar cred că e singurul care ar fi făcut asta. Ești fair play, minutul 60, 70, 80, dar minutul 90 nu mai ești fair play, mâncați-aș gura, tată, o dai afară, toată lumea o dă afară, ești nebun. Prelungire avem. Ce
Ce ai pățit, mă, moțule, mă? Cine a schimbat, mă, regulile, mă? Cine le-a schimbat? Că sunt aceleași reguli. Nu a schimbat nimeni nimic. S-a reluat meciul de la 3-0 pentru Radu Nica pentru că a căzut conexiunea. La 3-0. Și au reluat meciul de la 3-0 minutul 29. De aia este 4-1 și cu 3 din meciul celălalt e 4-4. Acum nu e 4-1 scorul, e 4-4. Trebuie la scorul ăla de jos. Salut, David, salut. Alex Petrică, ce manevre. Gol! Radu Nica! Tigru nu se lasă! Tigru nu se lasă! Să vedem dacă pentru a treia oară dacă revine în joc X-Vali. Da, așa e, moțule, dar uite să zic că ei, adică ei dacă au vrut să joace, nu poți să-i oprești, adică, na, ce vrei să zic eu să... Din partea mea puteam să zic că să se ducă Radu mai departe, dar frumos e să se joace până la urmă, că suntem între prieteni, nu suntem aici la... Ce naiba, totuși, să fim serioși, una e amicale aici, frate, de aia jucăm, să... Nu-i pe bani, nu-i pe nimica. E părerea mea, uite, din partea mea e să... N-am nicio treabă. Eu pun pariu că Radu a vrut să joace. Să joace pe teren, nu vrea să câștige prin... Dar bine, îți dai seama că trebuie să fie niște reguli clare acolo. Dacă ei vor să joace, să se joace. Dacă nu, DNF. Corect. GG bro, am uitat de loan. Poți să bagi loan. Da, e mai frumos, clar, Andrei, e mai frumos așa. Ui mei, stăm între prietenii. Uite, și Radu zice că normal. Bă, dar care bă, ce s-a întâmplat între Mario, mă, a scris Mario și Matahala. Bun, fotbal stil cu tine joc, dă-mi invite. Dar stai să se termine meciul ăsta și începem noi doi fotbal stil. Și că jucătorii mei au fost drogați. Radu Nica, Radu Nica, Radu Nica, minutul 105, chiar merită, a jucat cu sufletul Radu Nica, chiar merită să câștige. În care eu Răducu... Da, și Valia a luptat, frate, deci până la, ești la urma urmei, orice se întâmplă în acest meci, amândoi merită respect. V-am zis că stai ca o finală, dar nu se poate să greșești așa. Deci nu se poate să greșești așa, nu există! Doamne, să vedem penaltiuri aici. Minutul 110. 5 la 5. Tigru pe atac, Tigru pe atac, Radu Nica. Tigru pe atac, greșel fatal în apărare. Pierde mingea aici Vali. Tigru va ataca. Pasă către... Arnain pierde mingea. Este fault. Aoleo, ce greșeli. Emoțiile spun cuvântul în acest final de meci. Minutul 116. Pierde mingea Vali. Ginola.
Ginola avansează, minutul 117, nu trece de Bale. Și Vali va avea un ultim atac. Incredibil, minutul 100, ultima fază în acest match. Este ultima fază, Vali ține ultimul atac aici. Enzo, Marez, R9 înscrie în ultima fază, nu pot să cred. De două ori în ultima fază, Vali. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate, ce dramă. Hai de cap, hai cu respect pentru amândoi, dar să vă stai clar, meciul serii, deci nici nu mai există. Deci, GG. Doamne, doamne, ce meci, ce de asta, mă, uitați, ce, când sunt două valori foarte mari, se întâmplă din astea, nenorociri din astea. Și că pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Mare vorba asta, de la Argeș. Respect. Hai Vlade, dă-mi invai fotbal stil. Dă-mi invai fotbal stil, că e jale aici în meciuri. Dar nu cred că a tras de timp Radu. Părerea mea e că și-a păstrat ultimul atac. Așa face toată lumea. Îți păstrezi ultimul atac ca să fii în avantaj. Nu, n-am văzut să tragă cineva de timp, nici tu, nici el. Bine, el n-a fost în avantaj ca să tragă de timp. Bă, una e să... Adică nu știu, o ataca, dar e regulă asta să-ți păstrezi ultimul atac și eu aș făcut la fel. Dar de ce nu mai luăm? Bă, frate... A murit Bogdan Sokol. Dar de ce a murit Bogdan Sokol? Stai mă să văd cine e, că m-a pus pe gânduri. Cine e, bă? Ia stai că știu numele super bine. Ia să văd Bogdan. Dar ce-a pățit? Bă, dar ăsta e tânăr, mă. 41 de ani, mă. Unui șoc hipotermic, mă. Ci că Bogdan era pasionat de notul în ape înghețate. Din păcate, inima lui a cedat când se afla în apă. Nu, mai fă dușul rești, Vlad. Nu, mai fă dușul rești, Vlad. Ia uitați-o. Asta, bă, e incredibil, mă. Aoleo. Nu, de aici. X-Valley, trec cel mai departe pe X-Valley. Băi, ce fain am început.
Offset. Nimic nu joc, nimic nu joc.
Nu cred. Bă, da, ce rău joc azi. Dar eu am jucat de deloc, nu m-am concentrat. Așa e când trebuie să faci 1000 de chestii. Băi, eu nu-s șocat că iau bătaie, sunt șocat. De ce joc așa rău? Mai stai că încă n-am luat bătaie. Radu, Nica, dacă făceai la 3-0, uite cum faci acum Football Steel, pe ce ai mai departe? Bă, dar nimic nu mi-a zis, eu sunt șocat, mă. Uite, tu aici atacai, Răduc. Aici atacai.
dar ce? Acum n-am jucat nimic, mă, frate. Bă, dar nimic n-am jucat meciul ăsta, mă. Bă, băieți, dacă e meci tare, stați că imediat, dacă nu revin aici, deși nu cred că mai revin, să dau meciul dintre cine, dacă mai sunt meciuri tari. Da, transmit, dar stați numai un pic să termin aici. Na, mă, na, meciul ăsta m-am bătut singur. N-am jucat nimic, frate. Uite-te și tu zici că sunt handicapat să mă vin. Nu, dar nimic n-a mers, mă, să mor dacă te min. Ia, vezi, mă. Ofsa. Mai dăm, doamne, un atac. Mai dăm, doamne, un atac bun. De ce am creierul ăsta atât de slab? Bă, Jarzinho, de ce n-am dat pe sul șut? Mi-o îngheța mâinile, bă, ești nebun la cap, mă. Ușoricul tău fotbal stil, ce mi-ai tras tu mie de timp. Așteptăm puțin să zică Vlad, hai să vedem ce meci o să. Stați așa să mă uit. Fă-mi share play. Ore mil ori, Vali, unul din voi. Care face share play primul transmit meci? GG fotbalstin. Dar nu, frate, am jucat eu rău de tot, deci rău de tot am jucat. Nu mă așteptam să ții așa, mi-am luat golurile alea și ai ținut posesia și nu mi-am făcut jocul, nu mă așteptam. Dar am jucat eu rău, rău, uite-te, dacă te uiți la mine, am jucat, uite, o dat Vali. Am jucat rău de tot, eu rău, nici mă și bucur că n-am trecut mai departe, că în joc așa nu... Nu am fost în apele mele. Da, bro, am jucat slab, bro. Bine că mă omăra Emil dacă jucam așa. Mai bine că n-am trecut mai departe. Noi să vedem aici meciul dintre Cătălin Băieriu și Vali, X-Vali. M-a scos, bă, dar ce bun e Van der Sar ăla. Las că mai dăm un meci după turneu fotbal stil, offline. Să vezi diferență. Deci fii atent, deschid pachetele, dăm finala, deschid pachetele și mai dăm noi de un meci după aia. Chiar vreau să văd ce s-a întâmplat acolo. Ba, cu Emil joci, cu Emil. Dați drumul la meci. Emil joacă cu fotbal stil. Ca să înțelegi de ce te-am lăsat să câștigi. A...
Faceți repede ca să dăm finala. Încercați să jucați repede. Să dăm finala imediat după meciul ăsta. Fotbal stil și Emil. Cătălin joacă în alb. De cel mai probabil o să fie o finală între Emil și câștigătorul dintre... De fapt nu se știe. Hai să vedem. Nu se știe. A, oricum am zis de la început că ar fi frumoasă o finală între Emil și Vali. Am zis de la începutul, de când m-am uitat pe tablou, am zis că cred eu că asta o să fie finală. Dar uitați câte sub că Vali era la un pas să fie eliminat. La un pas. Vedem și Cătălin acum ce va face. Cătălin știți că joacă bine, rău. Ia uitați. Mamă ce ratare aici. Matahala 23. Și când lasă fotbal, să că am jucat și eu cu Vali, ăsta e aceea soartă ca a mea. Bă, aici vă zic că aici e mult mai greu turneul ăsta ca la Weekend League. Aici e greu să legi 3 victorii consecutive. E aproape imposibil. Aici dacă legi 3-4 victorii consecutive ai câștigat cupa, uite. 4 victorii, mai greu ca la draft, mai greu ca la Weekend League. Hai că zi, treci de 1-2, dar deja la al treilea dai de monstru. La lucky cup ăsta. Edi, dar pe tine cine te-a scos? Edi, Vali. Păi da, nu poate să joace cu Vali. Trebuie să treacă de Emil. Deci gândește că fotbal stil ca să câștige turneul ăsta trebuie să-i bată pe cei mai buni din turneu. Locul 1 și locul 2 favoriți. Locul 1 și locul 2. A, nu asta, dar nu înțeleg, mai zi o dată că poate n-am înțeles. Ai zis că o să ai acea soartă ca mine, la ce? La ce te referi? Cred că aici e mers super echilibrat aici. Ia uite, ratează, ratări după ratări ale lui Cătălin. Haide mă, pute bă de aici că nu mai fac niciun video. Salah aici, Salah. Mamă ce finesa lui Salah. Se joacă tare, Vali, vezi? Vali, că sunt meciuri tari. Am aici jucători bombă. E greu, frate, eu mă mir că am câștigat de două ori cupa asta. Da, fotbal stil, noi parcă am jucat și la turneul trecut, nu? Gol! Înscrie Cătălin. Din nou, Vali este condus. Ce jucător bun este Cătălin Boieriu. Un jucător foarte, foarte bun. Care a și câștigat turneul odată. Ai jucat cu mine și m-ai bătut 8-7. Nu mai bine transmiți ambele semifinale, nu mai pot. Nu mai am timp. Mai e și finala. Că le făceam, dar nu mai am eu timp. Cam întârziat, uite-te, am început la 9:30 și deja e 11.
Durează mult, da, durează mult și am întârziat. Eu vreau să dureze o oră jumate turneul, maxim două și uite acum deja. Vezi că ți-a dat invite, Emil. Dacă nu dai tu invite, dacă nu poți să vadă. E șocat încă, da mă frate, tu îți dai seama. A făcut baie rece, mă, l-a urmărit pe ăla, pe Himov ăla și a făcut baie rece și uite-te știi. I-a cedat inimă. Da. Ce? Unde naiba a făcut baia, mă? Ai aflat ceva? Șoc hipotermic, auzi. Vali, Ronaldinho, bă, mă, tot uite aici, ia uite. Se apără, ce greșeală acolo, doamne ce greșeli fac băieții aici în apărare. Greșeli mare acolo, Vali nu iartă la asemenea greșeli. Dar cred că pune și presiune mare, de aia sunt greșelile astea, nu vin doar așa din. Bogdan Sokol, bă ești nebun, a murit Bogdan Sokol. Dar eu scurios, sunt de naibă, am intrat în unde, ce baie au făcut fierbinte, rece, auzi. A notat în apă rece. A, deci n-a murit de că i-a cedat. Deci a notat în apă rece, după care a intrat sub stratul de gheață unde a rămas blocat și nu a mai reușit să găsească ieșirea. Comentatorul ăla de la Digi, bro, caută să vezi că e sigur îi cunoști vocea. Oh, nici n-am văzut că a dat gol Vali, citeam știrea. 2-1 pentru Vali aici. Da, mă, aici e valoare mare. Valoare mare între. Greu turneu, Vali, vezi? Greu turneu. Și mai e și un cu, mai e și finala. Deci finala o să fie, dacă o să fie între Vali și Emil, o să domeară pe compit mod. Rei la 1. Mamă, cât calm, aștepta să-și facă animația Mbappé, eu dădeam șoc cu spatele acolo, ești nebun. Dar nu-i vorba, bro, că poate le era rezistent la așa ceva, dacă zici că s-a pierdut și n-a mai găsit gaura. Mă gândeam că i-a cedat pur și simplu inima de la fric, știi, dintr-o dată, dar se pare că nu-i asta. Se pare că n-a mai găsit gaura în gheață. Hai, n-ai mingea, tragi la poartă. Valid în cazul în care câștigi, rămâi tu pe SharePlay și dai match-ul cu Emil și vă dați pe compete mode, pe competitive. Și nu înțeleg pe cei care pățesc tot felul de chestii din niște prostii. Păi, pui mei, să intri în apă înghețată, mie mi se pare chiar o prostie. Sincer.
Adică în apă înghețată, hai că-ți faci cu un butoi acasă, cu ceva, faci un duș rece, e ok să zic așa, dar să intri în lacuri înghețate și în alea, ei trebuie să fii nebun la cap, frate. Du-te înolt, să vezi dacă mai ești. Repet, nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă are dreptate Daniel și așa cum zice el, auzi că a intrat în apă înghețată, în otaș, și a intrat sub stratul de gheață și n-a mai găsit ieșirea. La fel și Popovic, chiar dacă este notator bun, crezi că dacă intră mare și este aceată, nu se poate neca? Ce s-a întâmplat, Emil? Bă, Emil, joacă, mă, ce aveți, mă, că s-a jucat dacă s-a întrerupt. Joacă iar, Emil. E stelist de-al tău, joacă. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, nebuni, l-au jucat meciul, mă. Hai, mă, Emile, că uite, o să fie finală faină, dacă... Dacă îl bați pe fotbal, stii. Oricum o să fie finală faină. Băi, și primul meci, uite, și Valiu ieși din meci, s-a rejucat. Joacă meciul. Mai ales că era 0-0. 4-2 aici. 4-2. Stai să văd ce mai zice Emil. Deși prietenii și rudele l-au sfătuit că ceea ce devenise pentru un hobby nu era atât de firesc și normal pentru rezistența unui corp. De ce să faci asta? Bă, dar eu știi ce sunt curios, frate? Deci sunt curios dacă a intrat, cum zici tu, sub stratul de gheață sau pur și simplu i-a cedat inima. Eu sunt curios. Știi de ce întreb? Pentru că și mie îmi place să mai fac câte un duș rece, să mai intru în apă rece și așa și... S-a terminat aici, s-a terminat meciul ăsta. X-Vali e în final. Dacă nu răspunde Emil, trece-l pe fotbal stil în finală cu Vali și dăm direct finala. Vali, rămâi pe Shareplay, că orice ar fi tu o să... Stai că nu mai răspunde Emil, deci îl trecem pe fotbal stil în finală. Emil, mai ești aici? Gata, confirm că îl trec pe fotbal stil? Gol, Cătălin. Număr până la 5. 5, 4, 3, 2, 1. Și fotbal stil îl elimină pe Constantinescu Emil. Am luat gol din vina ta. Dă Shareplay să vedem meciul, Emil. Pune pauză și fă Shareplay, că aici s-a terminat meciul. GG, zice X-Vali. GG, ce și Cătălin. Hai că poate reușesc să intru la Emil. Felicitări! Deci și Octavian. Hai să deschid niște pachete până termină băieții meciul.
Hai, nu mai da share play, că deschid pachetele și pe adă în final. Musiala. Care e cel mai scump? Musiala. Uite așa, deschizi și pachetele până la finală. Daniel, scrie acolo un coment că urmează finala. Să dăm pin. Sau lasă așa, lasă așa. Ce oamenii? Ia dă și mie contul lui să văd și eu cum nota, chiar sunt curios. Dacă ai contul lui. Cum îl găsesc pe Facebook sau unde? Să văd și eu cum nota. De unul singur. Nu am mai ieșit din lac înghețat, auzi. S-a luat după ăla, mă, him off ăla, mă. Deci multă lume am văzut că se ia după ăla și tot mai mulți mor. Ăla care nuată prin gheață. E pe plin YouTube-ul de el, că e sănătos, că nu știu. Păi e... Frate, trebuie făcute cu cap astea dacă le faci. Urmează finala. Diogo Jota. Intră pe WhatsApp. Nu ia să vedem. Nu, bravo. Băi, ești nebun, ce-ți notali prin gheață, ești nebun la cap. Ia mă să văd. 28 ianuarie este... Nu, uite-l mă ce făcea, am voie mă să dau. Am voie oare să dau, ia să dau să văd. Să nu-mi iau... Ora 10 și 5 dimineața și în sfârșit
avem parte de vremea pe care am parte de vremea pentru care m-am pregătit atât. E un decor superb în fața și în spatele meu. Vă arăt și vouă cum arată peisajul. Superb. Pur și simplu regretam că nu am venit să fac baie joi, când a fost destul de frig și mă gândeam că poate a înghețat lacul. Ei bine, într-un asemenea decor, parcă e și mai plăcut să faci baie. Nu, Nadi. Imediat. Da, mă, o cam lăs. Da, am uitat că nu. Ferească sfânt. Am dat acum ce a fi. Bă, ce se întâmplă la Fotbal Stil și la Emil acolo? Nu, bine, atunci hai să scriu aici în com, să updatez titlul. Așa. Stai că-i dau pin acum. Pregătește Vali modul compit. Hai să mai deschid și eu două pachete între timp. Fotbal Stil, să nu pleci nicăieri. Hai cu Hakimi. O luăm unii ei. Vreau să joc finala mică cu tine. Să arăt brachet. Păi stai să termin pachetele astea. Emil, vezi că ai codul de compete mode. GG. Să facă unul shareplay din voi. Vezi că ai codul mai sus, Emil. Unul din voi să facă shareplay, care vreți voi. Bravo Fotbal Stil, respect Fotbal Stil. Ai scos campionul. Adică pe mine. Bine că m-ai scos, că nu rezistam să joc cu doi titani. Unul după altul. Respect Fotbal Stil, uite. Bravo, tata, așa mă, cu respect das mă.
Salut naibă, ce faci? Hai vlac, începe. Dă shareplay, stai că intru acum. Mamă, mi-a picat Fabian ăsta de 4 ori, ăla pe alta. Stai că e Vali pe aici, pe cred că sunt cu Vali aici. Baftă băieți, baftă, finala chat. Hai să opresc muzica, să fim atenți la finală. Emilator joacă în echipament alb și X-Vali Zil 22 joacă în echipament violet. Meci tare aici, meci de regionale. Fotbalezi, vezi că jucăm imediat. Daniel, dacă ești cu minte, ți-l arăt pe Lucky după meciul ăsta. Eu închid live-ul cea după meciul ăsta. Cam de jucat și eu la Rivals. Mamă, che golazo, Kylian Mbappé. Vali deschide foarte repede scorul. Prima oară când este în conduce, a fost condus de fiecare dată. Mamă, ce offside trap aici. Dacă ești cu minte, ți-l arăt cu 20 de like-uri, încă un like. Dacă ești cu minte, ți-l arăt pe Lucky. Dacă ești rău, ți-l arăt pe altcineva. Exact, ăla, ți-l arăt și tu-l măști. Salut, naibă, ce faci, Dragos Frijan? Paoleo, 2-0. Se pare că Vali este... Zi. E, nu știu, coșmarul lui Emil. Stilul lui Vali nu-i se potrivește lui Emil deloc. Ce faci, Ioana? Mai trăiești? Măcar aici mai ai poză cu mine, măcar aici pe YouTube. Adrian M. Uite, Adrian M, dacă juca era favorit să câștige. Un toti. Ce faci, Leu, de la Furt? Furt. Hai bă, dați un like să facem 20. Cine Vlad, Ioana e rău cu mine. Ioana, dă like că-ți mănânc. Ce faci mai, Adrian? Uite aici a sfârșit final între doi campioni. X-Vali de la Zil 22 și Emilators. Îl joacă pe Mbappé ăsta, mă. Ce bine îl joacă pe Mbappé. Pa. Mamă, s-a terminat finala mai rapid. GG mai bun, asta este, ce să-i faci, tati. Execuție. Campion mai egalat. Mai egalat, X-Vali, două cupe el, două cupe eu. GG, Vali. Vali, hai să-ți dau și un moderator, că tu ai mai avut și ai câștigat cupa de două ori, măcar atâta pot să fac și eu pentru tine, dacă momentan nu dăm premii. Îți dau un moderator, că tu oricum ai mai avut, chiar dacă nu prea intri pe live-uri, ți-l las. Bă, dar uite, ia vedeți, mă, au schimbat aici, mă. Manager, standard, deci au pus moderator standard și moderator, ia. Yeah. Daniele, tu ce moderator ai? Standard sau din ăla șmecher? Standard. Ia să-ți iau un pic moderatorul.
Ia scrie Daniel ceva. Stai să punem aici campionul, să-l punem pe X-Valley, că l-a dat jos pe Măduțu King. Și fotbal stil, hai să mai dăm și noi de un meci, că după aia opresc. Sau las că dăm offline, dacă nu. Cum vreți. X-Valley. Zi 22. Și o să trec și pe Discord. Vali, ești pe Discord, nu ești, cum să nu fii. Hai să te trec și pe Discord, acolo o să avem... Campion. Campion ediția 10. Vali. Vali, care e el? Care e Vali? Asta. Două cupe are Vali. Bă, nu are trei, mă. Ba, nu, două are. Una. Două. Mamă, fotbal stil, îți dau de... Hai, dă pe live să vadă și băieți. Dă invite. Mamă, ce-ți dau fotbal stils, mă răzbun de... Vali a câștigat, l-a bătut pe Milă în final. Hai toți, cu respect pentru Vali. Și stai să aici, să văd ce fac cu moderatorul ăsta lui Daniel. Ia. Să văd dacă îi dau din ăla moderator, din ăla ce se întâmplă, că văd că o schimbat ăștia la YouTube. Ia, apare ceva diferit? Ia scrie acum ceva, Daniel. Că fotbal stil e un pericol public acum. Sunt două moderatoare, două tipuri de moderatoare, vreau să dacă o schimba numele sau ceva acolo. Daniele, scrie, mă, mânzule, ceva. Nu, tot așa apar, mă. Nu apar cu nimic mai special. Și că e moderator standard și moderator managing, nu știu de care. Are alte funcții, da. Dar nu știu ce înseamnă, nu știu ce poți să faci cu moderatorul ăla V2. Ce înseamnă moderatorul ăla? Poți să ce? Știi ce zic? Că nu știu ce face. Uite, Ioana, unde ai găsit mingea aia? Că e faină. Dacă mai vrea cineva un animical cu Cătălin Băieriu... Că să ți-l bagi undeva. Nu mă, un pic haiosul, Patri. Să opresc un pic din astea, că după aia mă bagi și iară zici că după aia mă îi spart. Hai să mai oprim un pic din astea aici. Abar n-am ce face moderatorul ăla, dar până nu aflăm, stăm cu minți. Bun.
Dar ce tot amă cu fotbal stil de nu pot să-i dau un gol. Na, de ei servești că dau pe verde și nici poarta nu-i mai. Bă, dar ce rău jucați, mă. Băi, fotbal stil, băi. Da, vezi că titlul poți să-l schimb și direct așa, e o comandă. În chat. Edit title, nu știu cum. Nu știu, ăla cred că altceva face. Ăla cred că pot să postez tu videoclipuri pe canalul meu sau ceva, ceva rău tare, gen, are putere mare la moderatorul ăla. Adică, gen, dacă știi să faci ceva, să ajuți cumva, știi? Noapte bună. Dori. O, dar au scos trivela aia, au scos-o de tot, mă. Deci nu mai suport pe Jarzinho ăla, Mi-a făcut zile și nopțea mare. E din noapte bună, tati. Bă, nu eu, Dormiana doarme, mă, nu eu. A, dacă vă duceți la somn, noapte bună. Noapte bună, Cătă. Fotbal stil e șmecherie, te scapă de datorie. Tu șoricul tău, fotbal stil.
Vezi că e greu cu Leo. Aoleu. Leu când e relaxat e feroce. Ușoricul tău, Jarzin. Leu rupe plasele, stai să-l scop pe Messi, că e... Nu e ce trebuie. Ia zi, Adrian, ți-a mai picat ceva, fratelu? Vezi că l-am băgat și eu pe Jarzinho, acum să vezi. Acum e show-ul din lume. Duminică deschid pachete. Eu tot deschid, dar nici mie. Bă, crede-mă, deci contează și contul, Adriane. Deci crede-mă, contează și contul. Deci sunt conturi, eu văd cu ochii mei, bă, deschid și pică mereu ceva. Pe contul ăsta nu pică nimic, adică de când i-am dat drumul, nimic, nimic. Mamă. Mamă, Mesut Ozil. Așa te vreau, Van der Sar. E gata, dreapta, asta, asta. Mă. Mamă, cât sânge rece. Cât sânge rece.
acum. Ce edit, mă, ce edit? Edit. Ce pot să fac mai mult de atât? Ce pot să fac mai mult de atât? S-a înghicit, omul.
Alo, te anunț. Nu nebunesc. Bă, ce, nu pot să cred așa ceva. Bă, fotbal stil, dar n-am fost deloc în apele mele, frate. Nu cred. N-are cum. Deci n-are cum așa de ratare, n-am mai văzut până acum. Deci nu cred ce se întâmplă, nu vrea să dea gol.
Fotbal stil. Mâncate artata. Blat. I-am citit, bro, i-am citit. Blat. Uite că nu se mai oprește, mă. Bag, nu blat. Nu s-a lăsat, mă, i-am ghicit. Îi facă statuie lui Van der Sar. Îți mai dau o șansă, uite, dacă vrei finala, 1-1 și jucăm finala și gata. Dar de ratare acum Mbappé, ce zici, fotbal? Aia când am ratat cu Mbappé cu poarta goală. De aia ce mai zici? Stai, Matahala, uite, îți mai dau eu o dată și gata. E finala. Hai ce naiba, că e vineri seara, ne mai relaxăm și noi. Hai că după aia fac ăla, hero. Fac hero după meciul ăsta. Nu, nu, hai să jucăm așa, joacă în albastru. Ce cotă am, Daniel? Ce cotă am? Zic cotă, să știu dacă pariez. Eu zic că am 1.50 și Fotbal Stil are 4.20. Pariezi? Bine, dacă joc cum am jucat în seara asta, am cotă 8. 3.50? Vai, dacă mi iese jocul, dacă mi iese jocul, Daniele, bă, pe Van der Sar ăsta vreau să-l cumpăr, să mor de nu. Deci dacă am coin și-l iau direct pe Van der Sar ăsta. GG, nu știu dacă mai au gol. Dar ce naiba să fac, că ratez mult la început, ocazii clare de gol, asta am făcut toată seara. Bă, e incredibil, incredibil Van der Sar ăla, mă, e incredibil, e prea bun. Bă, dar minutul 10 deja, uite, mi s-a accidentat unul. Deci nu așa a fost seara asta, nu așa. Bă,
Ce cot am acum? S-a dus la 2, Daniel? La 2? Mami, ce pasă? Bă, dar ce bun e Van der Sar ăla, mă. Ce cot am acum, Daniel? Cotă live, zi. Să știu dacă pariez sau nu acolo în contul nostru. Patru, șase.
Încă merge apus, nu? Pe mine. Cred că încă poți să faci bani. Dacă nu mai știe cum să-l ia pe Van der Sar, nu mai știe. Nu mai știe cum să, în ce parte să-i odea, că la apără tot ești nebun. Doamne, cât de bun e Van der Sar ăla, deci pur și simplu simt cât e de bun în poartă. Iată, n-ai mă nicio treabă cu el. Salut, Raul, ce faci, tati? A câștigat X Valley. L-a bătut pe Emil, i-a dat lui Emil 3-0 în finale. I-a dat reși cu un minut 30 lui Emil. Bun rău X Valley. Bă, dar era să-l bată Radu Nica, a avut Radu Nica 3-0 a avut, mă, cu el, mă. Bă, l-a întors în minutul 90 și 120 a dat gol, mă. Deci a dat un gol în minutul 90 și unul 120 a dat. Lui Radu. Deci dramă totală, mă. Stai că ceva nu-mi e bine aici. Eu acum am văzut, mă, că eu n-aveam setările făcute. E finala, e finala, am jucat returul. Asta e finala. Am câștigat la penalti și acum jucăm decisiv. N-ai somn, Eddie? Nu uite-l, mă. Se vede că n-ai somn. Nu se lasă, mă, fotbal stil. Nu se lasă, mă. Nu-i genul care se lasă. E că-i jale, chiar mă egalează.
Nu se poate asta. Deci nu se poate fotbal stil. Așa ceva nu se poate. Ușoricul tău azi. Hai mă. Au, au, au. Au, ce greșeală aici. Ce greșeală aici. Fotbal stil, joci de pe tastatură? Bă, joci, bro. N-ai controller din ăla de... Mamă, păi dacă joci... Mai am un prieten care joacă de pe tastatură. GG, fotbal stil, ești punk. Nu mă așteptam să joci așa bine, zic sincer. Ai jucat azi bombă, dar și eu am jucat rău. Ai jucat bombă azi. Aoleu. Nu, lasă, că în seara asta tu ești câștigătorul. Statu, Evan, tu ești câștigătorul în seara asta și de pe tastatură și cu fără loan și ai câștigat la turneu și tu ești adevăratul câștigător în seara. Bă, vezi că ești în urmă, băi, Daniel. Hai să facem hero-ul ăla, poate, poate. Ce luăm aici, mă? Doiul? Păi da, mă, dar la... La unul îți dă din aia, de poți să-i bagi în SBC. La doi nu cred că poți să-i bagi în SBC. Eu oricum am... Eu oricum la 2 am jucător loan. Nu. Da, auzi, hai să facem hero-ul ăla, hai să facem hero-ul ăla, poate mi-l dă și mie pe Gino ăla. Dacă mi-l dă pe Gino ăla, orice record mondial e în pericol. Mafia Vlad. FIFA Mafia. Bun, hai să facem ăla. Ăsta e? Ăsta? 87 plus ăsta? Ăla e, nu?
Asta nu ce are 8-6. Băi, nu cred că mi-ajunge și nebun la cap. E de fundaș contul ăsta, exact. E că mi-a dat eroare. Să-mi dea oricare din... Să nu-mi dea de fapt Lucio, dacă îmi dă Lucio pe la galben să mi-l dea, știi? Cine mă acolo? Ston și Talisca. S-a calificat la regional, aia întreb, nu știu, nu cred că el se axează pe Pro Clubs Valley. Nu se axează pe single player. Deci Talisca și Stone să mai băgăm aici. Trebuie și un team of the week aici.
Păi logic, bro, e bun rău, Vali, dar Vali, noi de anul trecut îl știm că joacă la Lucky Cup, de anul trecut joacă. E unul din cei mai vechi aici, știi? Dar e bun rău. Nu, pe cine să bag eu aici, mă? Ia să vedem pe transfer, am ceva. Oh, uite, am un Busquets. Hai să dăm quick sell ăștia un pic. Să mă uit pe Messi imediat, frățioru. Imediat, frățioru. Meu. Ai avut ghinion, răducule, dar mă, crede-mă, moftic eu pentru tine. Crede-mă. Am înnebunit. Măcar la penalti dacă se ajunge. Ia uite Future Stars. Bă, ești nebun? Meslie ăsta. E nou? Oh, bun. E bun că terminăm SBC-ul. Da, uite, e și tradable. Radule, tu n-ai văzut, bro, cum joacă băieții când pe fotbal stil la 2-0, eu n-am mai văzut mingea, mă, frate. Așa trebuia să ții un pic, nu zic că trebuia să fii nesimțit, să... Știi ce zic? Dar un pic tot trebuia să ții de ea acolo, mai ales la 3-0, mai ales că știai cine-i Vali, adică Vali e bun. Eu nu cred că pierdeam de la 3-0. Dacă ajungeam în poziția, nu cred că mai pierdeam. Dar e foarte greu să ajungi să-l conduci pe Vali cu 3-0. Gândește-te că i-o dat lui Emil 3-0 minutul 30, o da, frate. Bă, băga vreun token din ăla, mă. Uite aici, One's Future Star. Ăsta trebuie să-l deschidă. Token. Walkout. Lukaku.
Fernando, Danjuma și Sou. Nu, hai că terminăm și iconul ăsta acum. Fernando, Danjuma și Sou. Am zis că îl fac pe Xavi ăla, l-am făcut. Xabi Alonso ăla. Am făcut, a apărut ăsta. Deci a apărut ăsta, mă, că dacă nu-l făceam pe ăla ești nebun. ...85 trebuie. Deci avem așa. Dar de unde mai scoate 85? Ba, scot, că mi-a dat Future Star-ul ăla. Ce, scot 85-1? Nu cred. Nu l-am scos. Nu l-am scos. Nu l-am scos. Mamă, deci bag și Team of the Week și tot nu-l scot. Pe cine să mai bag eu? N-am ce să fac. Trebuie să cumpăr un 8-6. Un 8-6. Cumpărăm un 8-6, ce să facem? Luăm un imobile. Imobile 18K la băieți. 18K la băieții de la eSports. Hero imobile. Hero imobile a intrat. Ia să dacă pot să-l salvez pe ăsta. Da. Și pe ăsta.
Hai că am salvat dacă e. Ajunge. Păi vă las la Raul, frații mei. Eu deschid acum 8-7 plus Base or FIFA World Cup Hero. O să-l deschidem direct, poate pică ceva bun și facem și un TikTok ceva. Să am înregistrarea, nu mai stau să fac stats reveal, nu mai stau să fac nimic. 8-7 plus Base or World Cup Hero. Dăm direct, nu mai stăm pe gânduri. Avem așa. Deci repet. 1 din 3, 8-7 plus Base or World Cup Hero. Hai să vedem și Daniel, tu pune între timp link-ul pentru Raul Crișan, scrieți acolo Raid Leu, ăștia 5 care suntem puțin, măcar suntem, facem un gest și hai să vină ceva bun pentru fapta noastră bună, să ne răsplătească bunul Dumnezeu și EA Sports, să ne dea un Lucio sau un Yaya Touré sau un Ginola sau un Alorayan sau ceva frumos. Nu vrea. Nu vrea. Nu vrea. Hai la Raul, scrieți acolo Raid Leo. V-am pupat, vă iubesc. Pa, pa, pa. Tu-s hero.